Începem de la analiza corectă a proprietății, corelată cu analiza de piață a zonei respective, în primul rând, și o vedere mai largă a pieței de asemenea, ca să ne putem încadra potrivit în piață și să vedem dacă într-adevăr există sinergie între noi. Dar începem de la momentul ăsta al analizei pentru a putea construi prezentarea optimă, prezentarea cea mai potrivită pentru respectiva proprietate în funcție de utilizarea ei ideală, astfel încât să putem targeta tipul de clienți ideal pentru rezultatele dorite. Înțelegem nevoile specifice ale clienților noștri raportate strict la proprietatea asta, pentru că până la urmă nicio proprietate nu este identică cu cealaltă. Chiar două proprietăți învecinate, cea din dreapta e mai aproape de un factor sau un termen de comparație, cea din stânga de altceva. Sau pe sub una trece o conductă care ne restricționează și pe cealaltă avem, din punct de vedere urbanistic, posibilitatea să ne dezvoltăm într-o altă formă. Fiecare proprietate are particularitățile ei, trebuie discutată în funcție de aceste detalii. Ca să le putem ține evidența, trebuie să facem acea analiză inițială și ca să putem potrivi cerința investitorului cu dorința sau așteptările vânzătorului, toate informațiile astea trebuie procesate la momentul potrivit, în modul potrivit.